În majoritatea pădurilor din județul Sălaj au început deja controle realizate de către reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor, Inspectoratului Județean de Poliție, ai Gărzii Financiare și altor instituții care încearcă astfel să combată furturile de pom de Crăciun, pentru că a început deja comercializarea acestor pome, având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă. Acele persoane care vor fi surprinse comercializând pom de Crăciun, fără să aibă documentele prevăzute de legislația în vigoare, vor fi sancționate conform legii, iar marfa va fi confiscată în totalitate.